Etapa cu numărul 15 din cadrul diviziei A la handbal masculin a programat la Sala Sporturilor din Pitești confruntarea dintre HC Argeș și CS Handbal 2009 Bistrița. Handbaliștii pregătiți de Alexandru Ionescu și Răzvan Cârstoaia s-au impus cu 29-19 după o partidă controlată în totalitate. Săptămâna aceasta a fost bine folosită, eforturile conducerii administrative, conducerii tehnice și ale lor s-au văzut încununate la sfârșitul săptămânii. Adică am și prestat un joc bun, spre foarte bun în anumite momente și ca dovadă acestui joc, victoria la 10 goluri, cred că este absolut meritată. Handbal Club Argeș a folosit următorul 7: Macri, Tomescu, Văduva, Mihalache, Moise, Mateoniu, Didă. Au mai jucat Zoană, Mureșan, Radu, Dragomir, Cenușe, Stănică, Fulga și Pandelică. Golurile au fost marcate de Mateoniu, Radu, Mihalache și Dragomir câte 5, Tomescu 4, Mureșan 2, Cenușe, Văduva și Dida câte 1. A fost un joc destul de bun al băieților noștri, deși am ratat foarte mult, dar profesorii au rulat tot lotul și iată că bine au făcut, pentru că am câștigat o diferență, zic eu, destul de mare și avem speranțe pentru viitor. Ceea ce mă bucură cel mai mult este faptul că din nou Sala Sporturilor a fost aproape plină, am avut galerie și asta spune foarte, foarte mult. În următoarea etapă argeșinii se vor deplasa la Baia Mare pentru confruntarea cu HCM din localitate.